Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV venim cu o pastilă de sănătate pentru că astăzi, 14 februarie, sărbătorim Valentine's Day, o zi în care unii aleg să-și manifeste mai mult iubirea ca în alte zile. Invitat în studioul Nova TV, trainerul Qigong, domnul Romeo Ghiliman. Astăzi o discuție despre iubire, deși înainte de această discuție aș vrea să vă aduc în discuție ce ne spune Dexul despre iubire. Iar Dexul ne spune că iubirea este, din punct de vedere conceptual, iubirea este faptul, sentimentul de dragoste față de o persoană, relația de dragoste, amor, iubit, sentiment de afecțiune și admirație pentru cineva sau ceva. Albert Einstein, în viziunea lui, ne spune că iubirea este energia din multiplicarea iubirii cu viteza luminii la pătrat. Acum, ce ne spune Qigong-ul sau ce ne spune viața despre iubire, domnul Ghiliman? Da, Qigong este qi, energie. Energie. Da, și asta este forța vieții, ceea ce menține pe noi sănătoși. Iar un qi bun este să fii fericit. Asta este esența Qigong-ului. Și să fii fericit este să fii iubit sau? Să fii fericit înseamnă în primul și în primul rând să dăruiești. Asta te face cu adevărat fericit, pentru că în momentul în care tu doar vrei să primești, doar vrei să primești, e o formă de egoism la care mai devreme sau mai târziu se va termina acel rezervor. Iar dacă tu vrei să fii fericit, o să folosesc o expresie magică, încarcă-ți permanent contul de iubire. Și atunci, cum să descriem iubirea? Asta înseamnă iubirea că... egal fericire? Da, plus ceea ce tu dăruiești celuilalt, să-i umpli inima celuilalt, da, să-i emiți dragoste către el. Iar atunci când reușești să faci asta, cu siguranță și inima ta va fi la fel fericită. De plină, da. Cum e inima lui. Da, asta este calea cu adevărată. În momentul în care tu dăruiești, atunci din univers, da, se deschid, vin forțe care o să te umple și pe tine. Cu iubire. Cu iubire. Și este calea dragonului. Anul în care tot mai am intrat, iar acest dragon spune că este singurul animal din mitologia chineză care are legătură cu cerurile și cu sistemul nostru de chakre, și starea noastră de sănătate și vitalitate constă în faptele bune pe care noi le-am făcut aici pe pământ. Faptele bune vin din iubire pentru semenii noștri și pentru pământul pe care îl populăm. Mulțumesc frumos pentru informațiile de astăzi. Vă invit la Media 120. Vorbim acolo despre sentimentul de iubire, despre iubirea în cuplu, despre iubirea față de aproapele nostru, despre această călătorie frumoasă prin și cu iubire. Avem și o cărticică pe care vă recomandăm, Profetul, de Khalil Gibran. Aici găsim niște lucruri foarte frumoase despre iubire și viață. La Media 120 discutăm despre toate aceste lucruri.